Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou împreună la o nouă întâlnire cu Aurora. Credeți-mă că mi-a fost tare dor de voi și bănuiesc că și vouă de mine. Iată că suntem din nou împreună și vom face emisiuni foarte frumoase cu ajutorul vostru. Știți foarte bine că vă aștept în continuare sugestiile pe Facebook și nu numai, pe telefoanele pe care le dați la postul nostru de televiziune și, bineînțeles, că lucrurile se vor desfășura din ce în ce mai bine. Tema pe care am ales-o astăzi este cum ne alegem destinul. De ce am ales această temă? În ultima vreme am avut timp să mă gândesc suficient. Vă dați seama că stând atâta timp singură în casă și având singura posibilitate de evadare doar gândirea, am trecut în revistă foarte multe din lucrurile pe care le-am observat în jurul meu la oameni, la oamenii pe care îi întâlneam, dar care probabil că nu mi-au atras suficient atenția atunci. Am văzut cât de ciudate și de importante sunt lecțiile de viață și mai ales am fost foarte curioasă să văd care este mecanismul care pune în mișcare un anumit eveniment sau o anumită atitudine. Ca să înțelegeți mai bine, vă spuneam și nu odată că este important modul în care ne percepem pe noi și percepem evenimentele sau oamenii cu care ne întâlnim în viață. Țineți minte că spuneam că, de fapt, noi suntem cei care manifestăm în 3D toate lucrurile care le gândim, le sperăm, le aducem din ecran mental, le aducem cât mai aproape și cum mintea nu prea face diferență între realitate și intuiție sau imaginație, automat lucrurile pe care noi le gândim, automat ele se și întâmplă. La un moment dat, de exemplu, am avut o experiență care a arătat foarte clar modul în care funcționează oamenii în general și cum își fac o viață mai bună sau mai puțin bună din punctul lor de vedere. Am un amic care m-a rugat la un moment dat să ascult o piesă de teatru pe un post de radio, nu are importanță unde, cum și în ce fel, și eu eram foarte obosită și am adormit. Când m-a sunat, a avut așa hai să spunem, o revoltă a ego-ului, că da, că uite-te că nimănui nu-i pasă de el, nici mie, că toată lumea nu-l luăm în seamă și că dacă ar fi fost într-adevăr o persoană care să se impună celorlalți, atunci eu n-aș fi dormit, ci aș fi ascultat piesa aia de teatru pe care vrea să o comentăm. Eu n-am spus absolut nimic, am zis doar că o să caut acea piesă pe YouTube și chiar asta am făcut. Am ascultat-o, după care am sunat și am zis, uite, hai să înțelegi că asta este doar o lecție de viață. Tu ai luat partea rea a lucrurilor. Dacă eu m-aș fi luat după tine, ne-am fi certat, n-am fi vrut să mai vorbim unul cu altul și n-ar fi avut nimeni de câștigat. Eu nu am luat așa lucrurile. Eu știam că trebuie să mai existe, deși nu trebuie nimic, țineți minte, că e nevoie să mai existe și sigur există cel puțin încă o variantă. Și varianta aceea am găsit-o și iată că nu numai că am ascultat piesa de teatru și am și putut-o comenta, dar am și păstrat linkurile pe care linkul după care am reușit să o găsesc și automat o putem viziona ori de câte ori este nevoie. Este o lecție foarte pregnantă pe care foarte multă lume, din păcate, o uită. Uită că în momentul în care ne supărăm, ne agităm, ne stresăm, luăm partea rea a lucrurilor, începem să ne pregătim pentru un viitor apropiat sumbru. Fiecare om este liber să aleagă ceea ce se întâmplă cu el. Este liber să-și aleagă soarta pe care o dorește și bineînțeles că
fie că este conștient de acest lucru, fie că nu, este foarte important să înțeleagă că această alegere funcționează. Iar alegerea este legată efectiv de modul în care gândim, de modul în care ne raportăm la lucrurile care sunt cu noi și împotriva noastră eventual. Legile Universului au un anumit conținut pe care de multe ori nu le înțelegem corect. Țineți minte că spuneam că există cea mai puternică lege, legea iubirii. Poate că v-ați uitat la filme indiene și acolo e interesant că de obicei cei care ne socotesc iubirea, care o ucid într-un fel sau altul, sunt cei care suferă cel mai mult. Chiar la un moment dat, țin minte că am văzut un filmuleț din ăsta în care fetei se cerea să își sacrifice iubirea pentru părinți, pentru că părinții nu erau de acord și ea a înțeles că cel mai bun lucru pentru ea este să renunțe la iubitul ei. Vedeți acolo, toate lucrurile se desfășoară foarte simplu. Automat, toată lumea merge după destin. Că ei cred în karmă, cred în destinul care se așează și bineînțeles că până la sfârșit nimeni nu era fericit. Acolo lucrurile se prezintă simplist, dar să știți că de cele mai multe ori și în lumea noastră, care nu mai este atât de simplă precum este arătată în asemenea filme, de fapt, până la final, se poate constata că cei care ucid iubirea, sub o formă sau alta, automat ajung să înțeleagă, poate la sfârșit, sau să nu înțeleagă, dar să aibă toată viața lor pe undeva, hai să nu spunem neapărat distrusă, dar să trăiască singuri, să fie inimile uscate și să nu înțeleagă ce se întâmplă cu ei. Am întâlnit la un moment dat o anumită persoană care se temea foarte tare să primească iubire. Chiar la cursurile mele era un băiat care își închisese inima spunând că atâta timp cât el nu va iubi, atâta timp o să se ferească de suferință. Să știți că, din păcate, oamenii care își închid inima spre iubire nu fac decât să se îmbolnăvească mai devreme sau mai târziu de inimă. Pentru că toate lucrurile care nu merg bine pe mental la noi, pe modul de gândire, pe modul de acțiune, se coboară pe fizic și se transformă în boli. Trebuie să înțelegeți că datele despre toate punctele de mișcare ale materiei sunt stocate într-un câmp informațional pe care fizica cuantică l-a numit spațiul variantelor. Acolo, în acest spațiu, se află întotdeauna toate problemele pe care voi le aveți împreună cu soluțiile anexate. Numai că modul de gândire, sistemul de gândire, dacă este eronat, va alege de fiecare dată soluția care nu este neapărat cea mai bună în momentul respectiv și se va trezi în situații pe care nu le poate gestiona. Soarta unui om este compusă dintr-o multitudine de variante în care orice eveniment, chiar de cea mai mică importanță, poate duce la o cotitură semnificativă în destin. Poate că ați observat că de multe ori chiar un eveniment mărunt, care nouă nu ni se pare semnificativ, poate să schimbe tot cursul și știți cum se spune în popor, nu aduce anul, ci aduce ceasul. Și câteodată nu aduce ceasul, ci aduce minutul, secunda. Realitatea se poate descoperi sub două forme. Vi se poate descoperi, de fapt. Puteți să o vedeți din punct de vedere al unicității și din punct de vedere al dualității.
Țineți minte că discutam și altă dată, acum încerc să vă reîmprospătez informațiile. Vă spuneam că atunci când funcționăm pe dualitate, toate lucrurile se văd în două ipostaze, în două variante. Este o variantă care nouă ni se pare benefică și opusul ei. Din cauza asta, cei care funcționează pe dualitate vor spune întotdeauna că este bine și este rău, este înțelept și prost sau mai știu eu cum. În unicitate, vă povesteam că nu există aceste forme total opuse unei alteia, ci există o caracteristică care are mai multe, hai să spunem, forme, valențe, care sunt dozate în anumite procentaje. Și la minus infinit, să zic că se află sărăcia, la plus infinit se află, să spunem, bogăția, dar de fapt ele sunt două aspecte ale aceleiași caracteristici. Este puțin mai dificil, poate, să înțelegem lucrul ăsta, mai ales atunci când funcționăm în majoritatea timpului pe minte, pentru că mintea întotdeauna va întreba de ce. De ce e așa? De ce trebuie să nu fie așa? Să-ți explici, să explici altora. Și atunci este dificil pentru tine, cel care funcționezi pe minte, să înțelegi că lucrurile nu pot fi numai bune și rele. Vă spuneam într-o altă emisiune că la un moment dat venise o mămică împreună cu băiețelul ei la cabinet și că băiețelul ei spunea, se juca acolo și spunea la un moment dat, când eu încercam să-i tot explic mamei lui, că nu există lumină și întuneric, ci doar lumină și absența luminii. Iar puștul, dintr-o dată, s-a oprit din joacă și a zis, dar e foarte simplu ce spune Aurora. Absența luminii, de fapt, creează în mintea noastră ideea că ar exista o altă entitate care este negativă sau care nu ne este benefică, pe care noi o numim întuneric și de care începe să ne fie frică. Gândiți-vă că atunci când copiii sunt foarte mici, se tem în general de întuneric. Dar dacă le puneți o lumină de veghe, frica aceasta de întuneric dispare și pur și simplu nu mai există decât lumină și absența luminii. Copiii, în general, înțeleg foarte repede lucrurile astea, spre deosebire de adulți, care probabil că uită în timp și după aceea au nevoie de o perioadă în care să meargă la cursuri, să plătească bani, ca să ajungă din nou să înțeleagă lucrurile pe care pur și simplu le simțeau atunci când erau mici. Vreau să vă aduceți aminte că tot ce trimiteți spre Univers se întoarce în aceeași formă spre voi. Dacă voi sunteți nemulțumiți tot timpul, cum puteți să vă închipuiți că Universul ar putea să vă trimită altceva decât ceea ce trimiteți voi? Probabil că el se uită așa la voi și zice, dacă el vrea să fie nemulțumit, lasă-l să fie nemulțumit. Dacă aveți o atitudine dușmănoasă față de lumea în care trăiți, dacă vedeți în oamenii din jurul vostru numai gânduri urâte și numai lucruri urâte, aduceți-vă aminte că legea atracției va trimite spre voi și va trimite numai oameni cu asemenea gânduri. Deci voi trimiteți spre ei lucrurile acestea urâte, vi se vor întoarce. Mai mult decât atât, aduceți-vă aminte de cele 7 oglinzi seniene. Și întotdeauna se spunea că, practic, atunci când te uiți la alții și vezi în ei lucrurile rele, probabil că este doar proiecția din interiorul tău asupra celorlalți. Nu întotdeauna ceea ce vedem în celălalt este ceea ce credem noi că omul ăla este. De obicei avem noi niște probleme pe care nu le-am rezolvat. Pot fi răni sau pot fi tot felul de situații care nu ne-au fost benefice și pe care acum le proiectăm asupra celorlalți. Pentru că ați văzut, din păcate, oamenii mereu doresc să fie altcineva de vină pentru ceea ce văd sau ceea ce simt sau ceea ce se întâmplă cu ei.
Trebuie să credeți cu tărie că ceea ce doriți s-a întâmplat deja. Dacă mai țineți minte, era povestea aceea despre acel, hai să-i spunem, vrăjitor, cum era la indienii care chemau ploaia. Nu scap acum acum, că are un nume pe care l-ați cunoaște cu toții, dacă vi l-aș spune, dar acum chiar îmi scapă. Dar se spunea, de exemplu, că acești vrăjitori, când trebuia să vină ploaia, făceau un cerc de foc, se așezau în mijlocul acelui cerc și își imaginau toate binefacerile pe care le aduce ploaia în viața noastră. Și chiar simțeau, efectiv, cum picăturile de ploaie cădeau pe obrajilor, în jurul lor și chiar își imagineau cum se înviorează toată natura și cum totul începe să fie bine. Și chiar începea să plouă. Asta este un lucru care îl puteți înțelege foarte clar în cazul în care facem analogia cu o cameră care este dezordonată și în care vrem să începem să facem curat. Aduceți-vă aminte că dacă v-ați apucat dintr-o dată să răsturnați totul, nu știu în ce măsură lucrurile ar fi exact cele care ați dori să fie. Și atunci e nevoie să o luați dintr-un colț, să eliberați acel colț și, pe urmă, încetul cu încetul, să se lumineze camera. Ei, aduceți-vă aminte de acest lucru atunci când faceți curățenie în viața voastră. Aduceți-vă aminte că e nevoie întâi să vă eliberați de tot ceea ce este balast, de tot ceea ce este negativ în gândire, ca să faceți loc acelor gânduri frumoase care să vă ajute. Mai țineți minte că spuneam că este cel mai bine pentru voi să începeți să faceți lucrurile visând și dorind să facă parte din viața voastră. Numai că aduceți-vă aminte că între a spera și a fi convins de ceva este o mare diferență. A spera înseamnă, de fapt, că nu știi dacă o să se întâmple sau nu. Cei care au citit Secretul, de exemplu, sau au văzut filmul și care erau convinși că dacă ei o să își imagineze până în mici detalii casa, de exemplu, pe care o doresc, ea se va materializa. Și erau foarte nefericiți și nemulțumiți că această materializare întârzia să apară. Numai că ei doar visau cu ochii deschiși, dar nu erau convinși că pot să facă. Să știți că de multe ori am auzit, puteți dumneavoastră să faceți, doamna Aurora, dar noi nu. Dragii mei, încă o dată vă spun, am tot două mâini, tot două picioare ca și voi, tot un cap pe umeri, dacă pot eu, puteți și voi. Niciun lucru de care noi vorbim în aceste emisiuni nu este interzis pentru nimeni de dincolo de ecran. Fiecare dintre voi este suficient să-și regăsească încrederea în el, să nu mai creadă că este fiul ploi, eu așa le spun, fiul ploi. Să nu mai creadă că e fiul ploi și să înțeleagă că atâta timp cât noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, automat această forță și această putere extraordinară se lășește și în noi. Că există acea scânteie de divinitate care ne permite să putem face în așa fel încât viața noastră să fie minunată. Dorințele, dragii mei, sunt de două feluri. Sunt cele care sunt susținute de intuiție și care se împlinesc și dorințele care sunt susținute de minte și care de obicei ne creează cele mai multe probleme. De ce se întâmplă lucruri negative atunci când e vorba de minte? Pentru că aceste dorințe sunt însoțite de obicei de tot felul de sentimente negative. Îndoială, nerăbdare, agitație, confuzie, etc. Toate acestea creează o stare de disconfort care distruge manifestarea pozitivă. Cele care sunt
susținute de intuiție, sunt cele care sunt susținute de ideea că putem noi să facem, că suntem eventual ajutați de îngerași, suntem protejați de Dumnezeu, că toate lucrurile, că universul întreg nu face decât să se adune ca să poată să meargă pentru noi lucrurile bine. Ce se întâmplă în mod obișnuit? Aș putea spune că cei care au probleme de genul ăsta, când nu, lucrurile nu merg cum trebuie, se află parcă într-un spațiu pe care eu l-am numit atelier negativ. De ce? Pentru că acolo sunt o mulțime de sugestii negative care sunt create de minte. Mai țineți minte de ce mintea creează aceste sugestii negative? Pentru că atât creierul cât și mintea sunt în așa fel create de natură ca să creeze la rândul lor tot felul de, hai să spunem, scenarii apocaliptice, pentru că ea are un mecanism, mintea are un mecanism de autoapărare. Deci ea așa funcționează. Creează aceste posibile dezastre ca noi oamenii, în momentul în care ne trezim în fața unor asemenea situații, să știm ce să facem și să putem să ne scuturăm de toate și să putem merge mai departe. Problema nu este când lucrurile se întâmplă după cum am făcut noi scenariile. Problema apare în momentul în care ne trezim în niște situații pe care mintea nu le-a mai întâlnit. Pentru că neocortexul își creează niște fișiere ca atunci când ne situăm într-o poziție care nu este deloc bună pentru noi, să știm ce să facem. Dacă aceste situații nu s-au mai întâmplat, dacă noi n-am auzit în altă parte sau n-am văzut la altcineva ceva asemănător, apare blocajul. Gândiți-vă că aproape că este cultivată frica de când suntem mici. Și atunci, această frică, care toată lumea spune că e bine că frica păzește bostanii, de fapt, această frică ne paralizează. Și atunci când nu știm exact ce să facem, situațiile devin chiar foarte, foarte negative din punctul ăsta de vedere. Deci, în momentul în care vă simțiți inconfortabil atunci când vă gândiți la ceva, puteți să fiți siguri că vă aflați în atelierul negativ. Acolo unde nu veți avea niciodată armonie și liniște și împăcare. Ce anume ar trebui făcut ca să scăpați de toate aceste lucruri? Spre deosebire de lucrurile negative, de frici, de îndoială, de sentimente negative, cu care aproape că ne obișnuim de când facem primii pași, că au grijă adulții să ne instruiască în acest sens, gândirea pozitivă și atitudinea pozitivă se învață, dragii mei. Toată lumea mă întreabă, dar cum schimb o atitudine negativă într-una pozitivă? Simplu, mutând atenția. Dacă vă mai aduceți aminte, vă spuneam că în momentul în care noi ne concentrăm atenția pe ceva anume, această atenție concentrată funcționează ca un fel de invitație pe care noi o trimitem Universului ca să vină spre noi. Deci, haideți să ne oprim aici pentru că o să avem de luat o pauză. Știți foarte bine că aici timpul trece foarte repede, iar după pauză o să discutăm despre procesul de creație deliberată. Deci, ce anume putem face ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine, refugiindu-ne, așa ca să ne simțim în siguranță, în atelierul pozitiv. Vă mulțumesc deocamdată și ne vedem după pauză. Iată că am revenit după pauză și ne întoarcem la uițele noastre. Vă spuneam că putem să trecem în revistă ceea ce facem în cadrul acelui proces de deliberare în atelierul pozitiv. Ce putem face ca
viața noastră să se schimbe în bine și să putem trăi așa cum trăiesc copiii. I-ați văzut că, indiferent ce se întâmplă în jurul lor, chiar atunci când nu se simt bine, imediat după aia se ridică de acolo, de unde sunt, de unde au zăcut, și o să-i vedeți țopăind ca niște iepurași. Ei, asta e nevoie să facem și noi, adulții, să începem să privim cu optimism lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Și acest lucru îl putem face în acest atelier pozitiv, în care creăm lucruri frumoase pentru sufletelul nostru care are nevoie să se încarce ca să poată să meargă mai departe cu toate lucrurile care sunt. Vă spuneam că situațiile nu sunt rele sau bune, ele sunt neutre. Că oamenii nu sunt răi sau buni, ei sunt neutri. Să știți că am constatat că și cei care sunt cei mai răi oameni, care ni se par nouă că sunt cei mai răi, ei nu se socotesc răi. Ei de obicei se socotesc agresați sau atacați și atunci încearcă să se apere. E foarte interesant că acum, discutând cu mai mulți psihologi, îmi spuneau că au ajuns la concluzia că și un copil care se comportă rău, care e violent, care îi bate pe ceilalți copii la școală, care răspunde urât părinților, care nu vrea să se identifice cu ceea ce îi cer adulții, de fapt el se socotește nedreptățit. El este cel care, prin acest comportament, trimite spre exterior un strigăt de ajutor. Deci el este cel care socotește că are nevoie de atenție, de înțelegere. Iar după ce am lucrat mai mult cu copiii aceia de la after school, de-abia aștept să mă întorc la ei, acolo e voluntariat, vă dați seama, după ce mă voi întoarce acolo, de-abia aștept să vorbesc cu ei, pentru că ei ne arată, copiii ne arată o altă perspectivă asupra vieții și, de fapt, aia e corectă. Deci, unu, să recunoașteți față de voi înșivă că sunteți mai mult decât corpul în care stați, că sufletelul ăla există și că acea parte din voi este cea mai înțeleaptă. Ea este cea care vă arată ce sunteți și mai ales cine sunteți cu adevărat. Doi, există în interiorul vostru un sistem interior de ghidare. Acest sistem nu vă trădează niciodată. El este direct legat de intuiție și, de obicei, intuiția are o voce subțirică, mititică și foarte liniștită, așa, pe care nu toată lumea este dispusă să o asculte. Să știți că între minte care vorbește tare, ego, care își cere imperios drepturile, intuiția are o voce tare subțirică și tare mititică, ca omul modest, care zice, da, că mă ascultă bine, dacă nu, nu. Sau ca butoiul gol e mintea, care face o gălăgie infernală, și butoiul plin este intuiția. Și acest sistem de ghidare există în fiecare dintre voi, doar că voi, la un moment dat, dintr-o cauză sau alta, refuzați să ascultați ceea ce vi se spune. 3. Pe măsură ce trece ziua, să fiți atenți la modul în care vă simțiți, la starea de spirit pe care o aveți. În momentul în care apar emoții negative, încetați să faceți ceea ce faceți. Pentru că dacă voi o să fiți foarte atenți la corpul vostru, pe care vă sfătuiesc să-l hrăniți la timp, deci dacă vrea să mănânce, dați-i ceva acolo să ronțe, dacă vrea să se odihnească, în afară de cazul în care sunteți la serviciu, încercați să vă odihniți măcar 5-10 minute. Dacă vreți să mergeți, mergeți, dacă vreți să stați, stați și așa mai departe. Deci, în primul rând, corpul trebuie să fie îngrijit, trebuie să aveți grijă de el. Știți că am auzit că la yoghini există un fel de îndemn, așa, care spunea dacă poți să dacă poți să stai pe loc, nu alerga. Dacă poți să mergi, nu alerga. Dacă poți să stai pe loc, nu mai merge. Dacă poți să
stai jos, nu sta în picioare. Dacă poți să stai întins, nu mai sta pe scaun. Dacă poți să durmi, nu mai sta doar întins. E un fel de îndemn de a vă conserva energia și de a înțelege că nu e nevoie să vă grăbiți niciodată. Și în popor la noi se spune graba strică treaba. Și credeți-mă că poporul nostru este foarte înțelept. Vă mai spuneam eu și altă dată, căutați întotdeauna binele din rău, da? Și atunci că o să vedeți că fiecare eveniment sau fiecare situație are în ea un sâmbure de bine, o lecție care trebuie învățată și un lucru care poate fi spre avantajul vostru. Vă mai povesteam altă dată, de exemplu, că atunci când nu vă simțiți bine sau când n-aveți chef să faceți ceva sau când pur și simplu vă treziți că zaceți așa pe un fotoliu sau cine știe ce vi se întâmplă, vă îmbolnăviți, de fapt este o atenționare că ceva greșiți față de voi înșivă sau credeți că obțineți un avantaj oarecare. Este exact ca atunci când erați mici, erați la școală și când înghițați cretă ca să nu vă duceți la școală. Sau vă îmbolnăveați câteodată subit fără să înghițiți și nici cretă măcar, dar numai gândul că trebuie să vă duceți la o oră unde profesoara cine știe ce v-ar fi spus sau vă teroriza, numai gândul ăla vă făcea să vă simțiți din toată foarte bolnavi și să nu vreți să vă duceți acolo. 4. Practicați timp de 10-15 minute procesul creativ din atelierul pozitiv. Adică, stați liniștiți, fără să fiți deranjați sau întrerupți de cei din jur. Și visați cu ochii deschiși la viața voastră, așa cum ați dori să fie și nu cum este ea în momentul acela în care nu vă convine ce se întâmplă. Nu uitați că atenția îndreptată spre ceva care pare să fie deja, atrage spre voi exact lucrul acela pe care îl doriți. Pentru că, repet, mintea nu face diferență între realitate și imaginație. Acum vreau să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. Dacă o să visați că mergeți pe lună, s-ar putea să nu se împlinească. Deci, dacă vreți să aveți un palat, s-ar putea să nu apară. Și aici este un aspect care aș vrea să-l discutăm. Pentru că de cele mai multe ori am observat că oamenii spun așa, au nevoie, de exemplu, de un pix, da? Și ei cer Universului să le dea un pix. Ei, dar ei au văzut că Aurora, de exemplu, are un pix roșu. Și în momentul în care Universul le dă un pix albastru, ei spun, da, eu nu vreau asta, eu vreau un pix. Fără să înțeleagă că, de fapt, ceea ce aveau ei nevoie, aveau doar să scrie. Deci, când li s-a dat acel pix, ăla era în fișa lor, în fișa postului lor, da? Pentru ei, aia trebuia să fie. Am văzut că, de multe ori, oamenii nu vor să reacționeze pozitiv la lucruri care nu sunt așa cum le așteaptă ei. Deci, așteptările, dragii mei, întotdeauna creează mari disconforturi și mari probleme și mari dezamăgiri. Era, de exemplu, la un moment dat un domn care spunea că el nu are, nu știu, nu căuta de lucru și nu găsea de lucru. Și de curiozitate l-am întrebat, dar ce ți s-a oferit? A, păi numai lucruri pe care eu nu le pot face sau numai lucruri care nu corespund cu ceea ce doresc eu, că eu, de exemplu, nu o să mă duc acum să mătur străzile sau să cine știe ce să fac, să duc gunoaiele sau să fac, să fiu om de serviciu, când eu am atâtea școli făcute și atunci eu m-am uitat la el și am zis, și prefer să mor de foame? Toate aceste ocupații nu sunt decât temporare, până când reușești să îți aduni niște bănuți în buzunar care să-ți
te ajute să-ți plătești datoriile către stat și să mănânci ceva. Vreau să vă spun că imediat după 90, eu mi-am dat demisia de acolo, din centrul de calcul unde lucram, și am avut o perioadă în care, până m-am angajat din nou, nu știu, au fost 2-3 luni în care am croit fuste. Deci eram cu niște prieteni de-ai noștri și eu croiam, altul cosea, altul și-a deschis un magazinuț, după care, din fericire pentru mine, universul a socotit că nu era cazul să stau să pierd vremea pe acolo, i-a lăsat doar pe ei să meargă, pentru că am avut o problemă la unul dintre degete și a trebuit să renunț, să mai croiesc fuste. Dar vreau să vă spun că nu mi s-a părut deloc că îmi cade vreun galon sau că nu mai am coroană pe cap, pentru că orice muncă este, după părerea mea, e nobilă. Mai bine faci ceva temporar, deci îți spui că nu e decât o perioadă pe care o traversezi și că la un moment dat o să fie mai bine. Dar până atunci mor de foame, accepți lucruri care sunt... nu sunt corecte, faci compromisuri? Eu n-am înțeles niciodată acest orgoliu stupid al celui care zice, da, dar eu am nu știu câte diplome, am nu știu câte, nu știu ce, nu o să mă cobor eu până acolo. Dar nu e vorba de coborât, e vorba de o perioadă prin care noi trecem. Țineți minte că în cele 7 oglinzi eseniene se spunea la un moment dat că există așa numita noapte neagră a sufletului, când universul ne testează și când orică avem ceva de rezolvat, ori o lecție care n-am învățat, ori cine știe ce se mai întâmplă, și când parcurgem niște situații foarte neplăcute din punctul nostru de vedere și dacă nu înțelegem ce trebuie să înțelegem și dacă nu ne învățăm lecția, aceste situații se repetă. Deci în momentul în care vedeți că faceți un lucru și ăla nu dispare, ba din contră se repetă, atunci ia gândiți-vă unde ați greșit din punctul vostru de vedere față de voi și vă, nu față de univers, nu față de alții, față de voi. Și vedeți unde greșiți și ce trebuie să faceți. Venise la un moment dat la cabinet o doamnă care spunea, eu nu întâlnesc decât bărbați însurați. Și am zis, draga mea, problema e la tine. Pentru că n-ai înțeles de prima oară că o asemenea relație nu o să te satisfacă niciodată și că tot timpul vei fi în eșalonul 2, tot timpul vei fi cea din umbră sau cea care nu ai statutul pe care tu îl dorești. Ia spune odată stop următorului bărbat care este însurat și o să vezi că lucrurile se schimbă. Vă spuneam mai devreme de liniile de viață. Deci, ca noi să putem să ne schimbăm viața, e nevoie să facem o schimbare. Gândiți-vă că dacă noi mergem pe același drum și facem exact aceleași lucruri, nici nu avem cum să ajungem decât tot în același loc. Da? Rezultatele nu pot fi decât cele pe care le-am văzut până atunci. Nu numai atât. Vorbeam cu cei foarte tineri, care îmi spuneau că, uite, ei... au făcut cu tare lucru sau cu tare lucru pentru că așa au văzut la părinți, așa au văzut la adulți, așa au văzut la cei din jurul lor. Și în momentul în care mi-au spus acest lucru, i-am întrebat, v-au plăcut rezultatele pe care le-ați văzut la cei care v-au servit drept model? Nu. Atunci, credeți că dacă faceți exact ceea ce au făcut ei, veți ajunge în altă parte? Exclus. Pentru că aceleași lucruri, aceleași obiceiuri, același drum duce de fiecare dată în același loc. Dacă vreți să schimbați ceva din viața voastră, faceți o mică modificare. N-are importanță care. Vedeți ce se întâmplă și mergeți mai departe. O să, poate că nu o să fie nici imediat rezultatul care îl doriți, dar măcar puteți să mai schimbați o dată și atunci veți vedea ce urmează. Seamănă cumva cu ceea ce vorbeam noi atunci când discutam despre modul în care se aranjează lucrurile în casă. Țineți minte că vă spuneam că există cele 9 colțuri, fiecare colț reprezintă ceva, colțul abundenței, colțul
recunoașterii sociale și așa mai departe. Când nu merge ceva, vă spuneam să vă duceți în colțul respectiv și să vedeți. Dacă nu vă simțiți bine, să mutați un obiect. Exact asta se face și în viață. Vă spuneam, luați obiectul, scoateți-l de acolo, vedeți dacă s-a schimbat ceva în bine, dacă nu, îl puneți la loc și mutați alt obiect. Exact în același fel se procedează și cu viața voastră. Vedeți că un anumit comportament, o anumită atitudine creează un anumit rezultat. Schimbați-vă atitudinea, schimbați ceea ce vi se pare că trebuie schimbat și o să vedeți, se îndreaptă lucrurile, dacă nu, vedeți că poate este în altă parte acel lucru care trebuie schimbat. Mai e ceva. Am văzut de curând, sunt anumite persoane care proiectează asupra celor din jur problemele lor, care, de exemplu, în momentul în care celălalt are o vibrație foarte ridicată, iar persoana din fața lui are o vibrație mult mai joasă, începe să nu se simtă bine. E foarte interesant că o vibrație ridicată, ce înseamnă o vibrație ridicată? Un om care este cum se cade, un om care vrea să facă bine tuturor, un om care nu știe ce e invidia, care nu știe ce e prefăcătoria, un om care cred că îi pasă de fiecare semen al lui, prin rugăciune, prin modul în care se comportă, își ridică foarte mult vibrația. Să știți că vorbeam cu părintele duhovnic și îmi spunea că e foarte interesant, dar atunci când vibrația este foarte ridicată, cei care au vibrație joasă se repet la tine și chiar vreau să vă spun, dragii mei, că atunci când cineva începe să te critique, nu înseamnă că are dreptate, ci, așa cum vă spuneam, se simte inferior ție și începe să te tragă de picioare ca să ajungi la nivelul lui. Ei, asemenea oameni încep să te vorbească de rău, încep să spună despre tine, poate chiar că ești malefic, am auzit de nenumărate ori tot felul de prostii de genul ăsta, doar pentru că, la un moment dat, voi aveți în interior lumină. Dacă voi vă știți cu cugetul curat, dacă voi știți că sunteți niște oameni cum se cade, nu ascultați toate prostiile pe care le debitează alții, care nu sunt capabili să se ridice până la voi. Această lumină pe care o aveți în voi, și credeți-mă că am văzut destul de mulți oameni în ultima vreme care au această lumină, aceștia care sunteți, protejați-vă. Ce înseamnă să vă protejați? Să nu-i mai băgați în seamă pe cei care vorbesc crute și nevrute. Nu ei vă judecă pe voi și n-au niciun drept, nimeni n-are drept să judece pe un alt. Ne acceptăm unii pe alții și ne vedem frumușel de viețile noastre. Mai departe. 5. Legea atracției răspunde punctului de atracție, iar punctul de atracție este generat de gândurile pe care le aveți în acel moment. Toată lumea mă întreabă, de fapt, ce atrage și cum funcționăm noi ca oameni atunci când e vorba de legea atracției. Dragii mei, întotdeauna ceea ce determină o situație sau o persoană să vină spre noi este vibrația. Deci starea de spirit pe care o ai în acel moment. Dacă tu ai o stare mai puțin bună, da? Și te gândești că să vină spre tine lucruri bune, să te întâlnești cu oameni buni, nu se va întâmpla lucrul ăsta. Pentru că ceea ce transmiți tu universului este la nivel energetic negativ. Degeaba spui tu o rugăciune din care nu înțelegi nici măcar o secundă ce spui. Degeaba vrei tu să se îndrepte lucrurile dacă în interiorul tău mintea îți spune, da, poate tu nu o să poți, da, poate tu nu ești capabil, da, poate nu știu ce se întâmplă. Din momentul ăla, tu zici, ia uite-te, nu am făcut cu tare ritual, eu m-am dus și la biserică, m-am rugat, eu am făcut și cu tare nu știu ce ritual și nu știu ce am mai făcut eu, sau m-am dus la nu știu ce școală extraordinară și din contră lucrurile se înrăutățesc. E normal să se înrăutățească, pentru că voi
din punct de vedere energetic, nu transmiteți Universului ceea ce doriți cu adevărat, ci transmiteți starea pe care o aveți atunci. Asta înseamnă vibrația. Nu e vorba de altceva. Vibrație mai înaltă sau vibrație mai joasă este starea de spirit pe care o ai. O stare bună, liniștită, calmă, pacea aia care se instaurează în interior, creează o vibrație înaltă. O nemulțumire, o supărare, stres, creează vibrații joase. Acum, vreau să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. Atunci când vă gândiți la lucruri pozitive, credeți-mă că încep să vină din ce în ce mai multe lucruri pozitive în viața voastră. Când vă gândiți la lucruri negative, știți că se spune tot în poporul nostru, pentru care eu am o mare admirație, un rău nu vine niciodată singur. E ca și cum situația aia neplăcută ar țipa peste tot: hei, fraților, ăștia care aveți nevoie de energie, veniți repede că aici e de mâncat. E foarte interesant că toate lucrurile care sunt bune te ajută să ieși, te ajută să gândești pozitiv. Pe când atunci când vine un necaz peste tine, dacă nu ieși din necazul ăla, automat se adună și altele. O altă întrebare uzuală este: cum să fac ca să nu obțin ceva care nu doresc? Simplu. Concentrați-vă atenția numai pe ceea ce doriți de fapt. Subliniați numai obiectivul pe care îl aveți și lăsați Universul să creeze el mijloacele prin care să obțineți acel lucru. Ca să fiu și mai explicită, de fiecare dată uitați-vă numai la ceea ce aveți deja, la ceea ce puteți face, la ceea ce este benefic pentru voi. Pentru că dacă voi o să vă concentrați pe lipsă, pe ce nu puteți, exact aia veți atrage. Vă spuneam că atenția voastră este cea care acționează ca un fel de invitație. De multe ori am văzut că suntem învățați și la școală și în altă parte, eu știu, uneori și părinții chiar și profesorii și și la serviciu poate șefii, suntem învățați să ne descoperim lipsurile, să ne descoperim părțile slabe și să încercăm să le rezolvăm. Nu asta este calea, dragii mei, pentru că în momentul în care noi ne concentrăm pe ceea ce nu avem, pe lipsă, pe ceea ce nu ne place, din momentul ăla noi îi dăm putere acelui lucru ca să ne invadeze viața. Este un mod care a început să se recomande acum și în educația copiilor. Până acum se spunea să-i spui că n-are voie, să-i spui că nu știu ce se întâmplă, să-i scoți în evidență lucrurile negative și așa mai departe. Ori acum am văzut că se recomandă părinților și bunicilor, când bunicii sunt cei care se ocupă mai mult de copii, să treacă mai ușor peste lucrurile care nu le plac și atunci când copilul nu poate să facă ceva, să zică: hai să facem împreună. Nu înseamnă că dacă n-ai putut să faci lucrul ăsta, înseamnă că tu ești prost sau că nu știu ce se întâmplă. Înseamnă doar că în momentul ăsta nu știi să rezolvi. Dragii mei, după cum vedeți, timpul trece foarte repede, a trecut cu repeziciune, au rămas o mulțime de discutat și de-abia aștept să ne vedem data viitoare ca să continuăm ce am început astăzi. În câteva emisiuni ne punem la punct cu tot ce am lăsat în urmă atâta timp și putem merge pe urmă mai departe cum am fost învățați împreună să facem. Vă mulțumesc pentru iubirea voastră, pentru sprijinul vostru, pentru tot ceea ce însemnați pentru mine și pentru ceea ce înseamnă acest post de televiziune, care este televiziunea sufletului nostru, pentru ceea ce facem noi pentru oameni, ca lumea în care trăim să devină măcar un pic mai bună. La revedere, dragii mei, ne vedem data viitoare!